Administrația slătineană continuă să fie alături de cei mai defavorizați dintre locuitori, acordând sprijin pentru masa de Paște. Valoarea acestor tichete sociale se ridică la suma de 100 de lei. Slătinenii eligibili pentru a primi acest ajutor din partea primăriei Slatina, în cadrul celui de-al 10-lea sezon, sunt cei cu handicap grav și accentuat, dar și pensionarii cu venituri sub 1200 de lei pe lună. Cererile prin care solicită acest sprijin se depun începând de astăzi până pe 26 februarie. Cererile și documentele care dovedesc încadrarea într-una dintre categoriile eligibile și venitul în cazul pensionarilor se depun la unul dintre cele 10 centre devenite deja cunoscute. Tichetele sociale în valoare de 100 de lei vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Primăria Slatina acordă astfel de tichete sociale de 2 ori pe an, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. Tichetele vor fi primite de beneficiar direct la domiciliu prin intermediul Poștei Române.